În timpul postului Paștelui se spune că este bine să renunți la mâncărurile de dulce, dar și să te rogi. Rugăciunile către Dumnezeu fac minuni, mai ales dacă ți dorești spor și sănătate în viață. Postul Paștelui reprezintă o perioadă de curățare a trupului și a sufletului, iar rugăciunile spuse în post au o putere mai mare și sunt ascultate de Dumnezeu. Astfel, în timpul postului este bine să rostim rugăciuni pentru a avea liniște și sănătate în viața noastră. Pe lângă liniștea sufletească pe care trebuie să o avem și pe lângă faptele bune pe care este frumos să le facem, este bine să spunem și această rugăciune care te ajută să înfrunți problemele și să treci peste necazuri. De asemenea, această rugăciune poți să o spui oricând simți, nu doar în timpul postului de Paște. Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul trândăvie, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie, iar Duhul curăție, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi-l mie, robului tău. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Este o rugăciune care îți va da putere și te va ajuta să fii protejat de rele în viață. Relatează ortodoxia.ro.